Această emisiune vă este prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit. Bine ați venit la Dr. Mit. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor în care am ajuns să credem. Că forma burții gravidei ne spune sexul fătului, că 90-60-90 este norma sau că 20 de centimetri este dimensiunea minimă de bun simț a unui penis normal. Am inițiat această miniserie Adevărul despre sex pentru a spune odată și pentru totdeauna, din punct de vedere științific, care este realitatea legată de durata normală a sexului, dimensiunea organului copulator masculin sau dacă soluțiile ce promit mărirea penisului chiar fac ceva. Emisiunea Dr. Mit își ia în serios rolul de educator în sănătate al românilor. Astfel am aflat că mitul care afirma că forma burții gravidei ne spune în avans dacă vei naște un băiețel sau o fetiță e fals. La fel am aflat că țelina și vinul roșu nu ajută cu nimic la performanța sexuală masculină și totodată am aflat ce semnificație importantă are erecția matinală. Iată că acum a venit momentul să aflăm care este de fapt dimensiunea normală a unui penis. Și după cum ne-am obișnuit aici la Dr. Mit, o să vorbim cu dovezile pe masă, și anume cu studiile științifice făcute pe loturi mari de subiecți. Prin urmare, sper că veți fi mulțumiți să aflați că dintre studiile la care m-am uitat, l-am ales pe unul foarte specific subiectului nostru și care a cuprins peste 50.000 de bărbați. În primul rând, ce este foarte amuzant, dacă n-ar fi trist, este faptul că un număr foarte mare de bărbați nu este mulțumit cu dimensiunea sau aspectul general al organului din dotare. Adică mai mult de jumătate, 55% dintre subiecți, au comentat negativ în acest sens. Iar aceasta se datorează în primul rând unei percepții greșite induse de, cine credeți voi? Exact, de către filmele porno. Pornografia a schimbat percepția atât a bărbaților cât și a femeilor despre ceea ce înseamnă atât durata actului sexual cât și lungimea unui penis. Este chiar ca în filme, aduci cei mai talentați și mai frumoși oameni ca să joace niște roluri, iar în industria porno e la fel. Îi aduci pe cei mai superdotați și mai rezistenți indivizi. Iar de aici, toată lumea trage concluzia că normalitatea are ochi albaștri și păr blond, 90-60-90 și cel puțin 20 de centimetri. Ceea ce o să vedeți că e foarte departe de realitate. Dar înainte de a vă spune eu ce a consemnat studiul ca fiind normal, care credeți voi că este lungimea normală a unui penis? 7 centimetri, 10, 13 sau sfântul 20 de centimetri? Haideți să le luăm pe rând. 7 cm, sau mai corect 7,5 cm, definește un micropenis. Orice subdimensiunea aceasta se încadrează în acea categorie. 10 cm se regăsește în abaterea standard de 2,5 față de medie, deci se află în zona de normal, însă dimensiunea medie a unui penis este de 13,5 cm. Dacă vă întrebați care este prevalența unui penis prea scurt, cum este micropenisul, ei bine, aceasta este de sub 1% dintre bărbați. Mai specific, doar 0,14% dintre aceștia pot prezenta acest defect, ce se poate datora fie unei anomalii congenitale, patologiei hormonale, unor intervenții chirurgicale anterioare sau cancerului. Însă ceea ce este de reținut este că 13,5 cm este dimensiunea medie a unui penis normal. Și că, foarte important, dacă 55% dintre masculi erau nemulțumiți de propria dotare, ei bine, 85% dintre partenerele lor erau mulțumite de aceasta. Deci, domnilor, nu mai fiți atât de aspri cu voi și cereți și părerea jumătății voastre mai bune. Veți vedea că astfel o groază de lucruri se schimbă în bine. Și pentru cei care totuși au încă o nemulțumire ascunsă, data viitoare voi diseca soluțiile de mărire a penisului. Până atunci, pentru episoadele anterioare din miniseria Adevărul despre sex, vizitează drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit.